Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Pentru mine este o onoare să reprezint astăzi Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Au fost câțiva invitați foarte, foarte faini pe care i-am văzut mai devreme. Chiar mi-am luat și câteva notițe. Mi-a plăcut intervenția domnului Abrudean pe partea de investiții, domnul Damian pe partea de machine learning. Eu, în cadrul lucrării mele de doctorat, lucrăm și pe partea asta de machine learning. Domnul Agatinei pe partea de tehnologie și quadruplu Helix pe care voi intra și eu puțin mai departe și doamna Nicoleta Munteanu pe partea de antreprenoriat. Ca să vă spun câteva cuvinte de ceea ce facem noi la Agenția de Dezvoltare Regională. Agenția este o... Să vedem oare merge. Merge. Perfect. Agenția de Dezvoltare Regională contribuie la dezvoltarea economică durabilă a regiunii de nord-vest din România. Impactul agenției din anul 1999 este undeva la 2,4 miliarde de euro, urmând să mai impacteze în bine regiunea, spun eu, cu undeva la 4 miliarde prin programul regional 2021-2027. Pe partea de impact aș menționa partea de finanțare de proiecte publice și private, fie că vorbim de reabilitare monumente, de proiecte de infrastructură, autobuze electrice și chiar și finanțarea întreprinderilor private inovative. În cadrul Agenției de Dezvoltare Regională, eu reprezint departamentul Platforma INO și Atragerea Investițiilor, un departament destul de tânăr, aș spune, care are două mari direcții. Partea de atragere de investiții în regiunea de nord-vest a României și partea de servicii suport pe partea de inovare și antreprenoriat. Pe partea de atragere investiții contribuim la dezvoltarea ecosistemelor regionale, oferind diferite pachete de informații investitorilor interesați de regiunea noastră, sesiuni de pregătire a apeleurilor din regiune pentru a atrage cât mai eficient investițiile în comunitățile lor. Anul trecut, departamentul nostru a contribuit la investiția a 175 de milioane de euro la noi în regiune și avem undeva la 500 de milioane de euro investiții următoare care sperăm să se concretizeze. Pe partea de inovare și antreprenoriat, sprijinim inovatorii din regiune cu servicii de matchmaking, partea de promovare, workshop-uri, internaționalizare, scalare, informații cu privire la finanțări publice și private și programe educaționale și de accelerare nișate pe anumite domenii, ceea ce mă duce la cel mai nou proiect al nostru, primul accelerator din România pentru startup-uri early stage din domeniul sănătății și științelor vieții. Un proiect sprijinit de EIT Health, Institutul European pentru Inovație în Tehnologie, filiera de sănătate, un program la care au contribuit foarte mulți stakeholder din comunitatea noastră, de la actori privați, startup-uri, universități, chiar și pe doamna Bianca Munteanu, am văzut-o mai devreme, de la Transilvania IT Cluster, Transilvania IT Cluster fiind partener și contribuind la co-designul programului. Acest program oferă sprijin personalizat acelor startup-uri și o să le spun să ne gândim la aceste startup-uri, la companii de început de drum în domeniul sănătății și științelor vieții. Le oferim sprijin din partea experților atât din România cât și din Uniunea Europeană pe partea de accelerare a comercializării, partea de validare, promovare și vânzare soluții, obținerea autorizației, valorificarea proprietății intelectuale, scalare și accesarea de surse de finanțare publice și private. Cam asta este ceea ce facem noi la departamentul INO al Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest, pe scurt. Vreau să te aplaud. Te-aș și îmbrățișarea, nu-mi permit, așa să năvălesc. Mulțumesc! E fabulos și este extrem de încurajator că tu, cu educația pe care o ai, cu capacitatea de a fi actual, vii și schimbi aceste lucruri și mai mult decât atât,
vii și ne arăți nouă că lucrurile astea se întâmplă, pentru că generația mea e atât de, la un moment dat, îmbibată de preconcepțiile proprii că nu se întâmplă nimic în agențiile astea, nicăieri nu se întâmplă absolut nimic interesant, totul se mișcă cu un ritm mult prea lent. Bianca, ai plecat tocmai când te pomenise Ștefan, de bine, nu de rău? Nu, de bine, voiam să spun că de bine, nu de rău. Încât îți mulțumesc, serios, îți mulțumesc pentru doza de încredere în viitor pe care mi-o redai, de optimism și totul bazat pe niște lucruri foarte, foarte frumoase pe care le faci. Și felicitări. Vă mulțumesc, este un efort de echipă. Este un efort de echipă și în cadrul agenției, cât și cu alți actori din ecosistem. Sunt convinsă. Felicitări. Mulțumesc foarte, foarte mult.